până dimineața. Suntem la Ineu, la anul Moara cu noroc. Am venit să bem o cafea, ne pregătim de o excursie în Ungaria. Mergem la Festivalul Cârnaților. Sunt cu verii mei, Jeni și Mugurel, pe care știți din Croația, renumita Jeni cu plăcinta întinsă și gomboții cu prune. Și Mugurel cu mai puțin succes cu gulașul, dar a avut și el 7.000 de vizualizări. Nu? Câte avut Jeni? Și mine, 65. De mii. Ai văzut? Și urmăresc în fiecare zi. Mergem la Bekeșteava astăzi în excursie la Festivalul Cârnaților. Ineu e un oraș care e aproape de granița cu Ungaria, la vreo 50 de kilometri. Iar Bekeșteava este lângă Giula, următoare localitate, aproape de... Și acolo în fiecare an se organizează un festival mare a Cârnaților. Tu ai mai fost parcă în Ungaria acolo, nu? Fost și se organizează concurs între participanți și fiecare cu rețeta lui. Cine scoate cel mai bun cârnaț la gust, o să vină un juriu, o să câștige un premiu destul de consistent. Cam asta se întâmplă, plus că sunt la vânzare cârnaț de toate felurile, din toate firmele din Ungaria, și uscat, și crud, se poate și servi acolo, plus bere și multe tarabe. Multe tarabe cu de toate. E mare așa, e foarte mare, suprafață foarte mare. Și fac demonstrații, așa? Și fac demonstrații, da, cooking show. Da, cooking show, exact. Se face la fața locului. Tot ce dorești, vezi acolo. Păi, cred că o să fie interesant. Și nu numai cârnați. Și mai și cumpărăm de acolo câte ceva. Da. În afară de cârnați, mai au ceva? Și jumări, și tobă, și... Toate sarmale. Specialitățile lor. Ungurii au sarmale, nu sunt române sarmale, mă, așa ziceau că sunt române sarmale. Nu știu, și ei fac sarmale. Ei fac, numai că ei le fac mai mari. Ei au altă rețetă. Ei sunt un pic mai în bucătăria lor, au secretele lor. Știu un alt mod de a găti mâncarea. Parcă pun mai mult suflet decât noi. Bine, și noi punem, dar parcă ei au o altă experiență în bucătăria lor. Nu, cred că nu cuceresc așa ca și noi. Poate și asta, da. De-aia zice, unguroaicele sunt cele mai bune, toți bărbații din Ardeal, eu când am crescut aici și toți bărbații care aveau nevastă unguroaică erau mulțumiți că mâncau mai bine. Da, și eu chiar am avut norocul să pot să, să zice, să fur din ale bucătăriei. Noi când am avut un atelier de croitorie, am avut un mic accident, mi-a rupt piciorul și mi-a venit acasă o femeie uraică și am stat-o pe lângă ea să văd ce gătește, cum gătește și am cam furat de la ea un pic din ale bucătăriei, că chiar îmi plăcea cum... E întotdeauna și la ardei un plus, știți când am făcut acolo ardei, ea pune un pic de zahăr. Cred că nu toată lumea pune zahăr la sosul ăla. E dulce. Da, doar că e un pic dulce acrișor. Au secretele lor. Deci, sau chiar și la plăcinta întinsă. Și acolo. Fac și plăcinta întinsă? Da, și deci eu întotdeauna când fac plăcinta întinsă, ori o fac pe grabă să fac, să iasă, să dau comanda, dar ea întotdeauna făcea așa, un gălbenuș de ou cu smântână, Diana, făcea, freca așa un pic gălbenușul cu smântâna și o făcea așa pe deasupra și dădea o culoare atât de fain, așa un galben portocaliu, știi, după ce era coaptă și avea și un gust, un alt gust. A, bine, acum astea sunt așa, în plus, dacă vrei să le De la unguri avem numai de învățat. Da, da, pentru că, na. Deci de-abia aștept să ajung ceva atunci. Da. Așa sunt ei un pic mai... Să mâncăm cârnați. Și cum treci granița. Mâncăm păseturate. Cum ai trecut granița, automat simți alt aer, altă... Adică în ce sens zici? Că-s mai gospodari, că-s mai... Gospodari, curățenie, nu vezi? Toate la punct la ei. Aliniate, nu? Mai ales acum de toamnă, toate sunt... Păi o să filmăm, toamnă, să vedem ce... care e diferența. Da. Am părăsit Ineu, e prima localitate după Ineu, e și Culea, e satul copilăriei mele, aici am copilărit. După ce ne-am mutat de la Timișoara. Și e un sat, o comună, de fapt, pe malul Crișului Alb.
și mergeam la liceu la Ineu, făceam 6 km naveta cu autobuzul și după aia mi-am cumpărat tata o bicicletă prin liceu, o semicursieră rusească și mergeam cu bicicleta și chiar când am dat bacul mi-a furat-o. Și după ani de zile am aflat că mi-o furase un coleg de clasă care furase nu știu câte zeci de biciclete sau sute de biciclete. Aici e casa unde am copilărit și chiar în stația de autobuz aici. Și ne îndreptăm spre graniță. După cum vă spuneam, sunt 50 de kilometri până la granița cu Ungaria de la Ineu. O să trecem prin orașul Chișinău-Criș și după care o să ne îndreptăm spre Vârșan, unde e punctul de frontieră. Ca un pont, așa, dacă mai veniți din țară și mergeți în Ungaria, e un punct de frontieră foarte bun și nu este aglomerat deloc. De la Deva, de pe autostradă, o luați spre Brad, Vârfurile, Ineu, Vârșan și e mult mai lejer drumul decât și e făcut acum nou, e asfaltul proaspăt. Se merge foarte bine și puteți de la Deva să veniți pe la Brad și treceți prin Ineu, Vârșan și ați ajuns în Ungaria, la Giula, după care mergeți spre Becheșaba și după aia intrați pe autostradă. Există autostradă de la Becheșaba direct. Ce zici, Mugurelu? S-a făcut autostradă până la Becheșaba. S-a făcut autostradă până la Becheșaba, super. Ungurii s-au mișcat mai bine ca noi, autostradă prin toată țara, adică noi am rămas mult în urmă față de ei. Intrăm în satul Pilu, este ultima localitate înainte de Vârșan, care e localitate de graniță cu Ungaria. Și mi-aduc aminte, după Revoluție, imediat când veneam la Unguri să facem bani, că noi fiind izolați de Ceaușescu, nu puteam să ieșim și când i s-a dat drumul să ieșim din țară, am descoperit un mod de a face bani. Vindeam pești de sticlă și prosoape în Ungaria și veneam cu socrul meu, Dumnezeu să-l ierte, și stăteam la coadă cu mașinile. Avea o Dacia de asta, cum era pe vremea lui Ceaușescu atunci, și ca să nu consumăm benzină, la coadă, să nu tot pornești și să oprești motorul, împingeam mașina. De aici, o să vedeți imediat, era coadă de undeva de la biserica asta din sat și până treceam granița, care câți kilometri se măcure? 5 km. 5 km, deci 5 km stea la coadă, ore întregi, veneam de dimineață pe la 4, pe la 5, puneam mașinile la coadă și împingea mașina 5 km ca să trecem în prima localitate, în Giula. Și era o piață acolo la Giula și vindeam prosoape, pești de sticlă. Ce mai vindeam? Ce zic, Mugurelu? Și nucă vindeam. Suport de flori. Nucă o vidam în pungi. Ne chinuiam cu... Mac. Călcam cu călcătorul. Lipeam pungile de nucă și zahăr și sutiene. Sutienele pe primul loc, bineînțeles. Păi da. De unde lua sutiene? De la fabrică. De la Ineu. Atunci erau vremuri faine. Erau vremuri bune. Dar ce nu vindeam? Prosoape, cum ai zis și tu. Pești de sticlă avea mama. Mama a fost învățătoare și profesoară la Șicula și primea de 8 martie pești de aia de sticlă de la elevi și adunase o grămadă, aveam zeci de pești de sticlă acasă. Vai, și niciunul nu mai avem acum. Niciunul, păcat de ei. Niciunul, păi, am văzut că se vând pe OLX cu o grămadă de bani pești de sticlă. Da, și mă gândesc, nu am putut să-i aruncăm atâția. Am avut și noi. Da, i-am vândut în Ungaria, dar am luat pe mobilă. Dar am avut... Și macrameuri vendeam. Și macrameuri. Dar am avut farfurie aia din sticlă, așa cu picior, pe care puneai tortul și mergeai când mergeai la cineva, dar după ce a născut. Botez, nu, mergeai după ce a născut, avea copil mic și mergeai torta, cu torta. Dar aveai farfurie aia așa din sticlă, cu picior. Mergeai așa cu ea la femeie acasă și îi lăsai și ei și îți dădea și ție să tăia jumătate din tort. Da, mi-aduc aminte, da. Ți-aduci aminte? Da. Și, nu, uite, nici din alea nu mai avea. Bine, acum chiar să găsesc din alea. Vineam la viață, primul lucru mânca langoș de dimineață, când ajungeam era langoș și mânca langoș. Bun era langoș de Ungaria. Deci au altfel. Și cumpăram de aici cola și ce mai cumpăram? Și esență de cola și kiwi. Îmi minte când am venit cu dansurile de la Șicul, am venit la Unguri. Nu mai simt minte. Și ce, vai, dar ce ne plăcea nouă atunci, erau spray-urile alea cu
lacrimioare și cola și și impuls. Ce, da, și ce ne plăcea atunci, prima dată noi cu dansurile am venit în Ungaria, atunci prima noastră ieșire. Da, mi-a cola toată ziua, când am dat de cola aici, Ceaușescu spunea de acolo. Da. Și acum găsim peste tot. Vârșana, asta e localitate de graniță cu Ungaria. Case bătrâne aici la Vârșant. Nu mai, deja tot. Aici nu s-a modernizat satul ăsta deloc. Tot casele alea. Bisericile astea vorbeai că stăteai aici, erau cozile. Și la biserici. Da, da, aici, la coadă, da. La Pilu, da, uite-le da. Acum, da. Era și la Pilu. Și la Pilu, dar astea două, astea sunt bisericile. Aici era coada, da. Aici era coada. Da, da, da. Și benzină mai vindeau oamenii, că era mai scumpă parcă la unguri decât la noi, nu? Da, da, da. Și își puneau rezervoare, un rezervor în plus de benzină. Multă benzină ai vândut și tu. Și completam aici cu benzină și lăsam la oamenii acasă, ne mai lăsam vreo 5 litri aici un bidon ca să ajungem acasă. Că o vedeam toată. De multe ori o vedeam prea multă și împingeam pe ea până v-am. Serios? Da. Și rămâneai fără benzină? De câte ore am rămas fără benzină? Și ce făceai? Mai ceream împrumut sau împingeam? Veneam că am împinsă. De la vamă până aici? Da, 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 da. Mamă, frate. Ai făcut muș, serios. Dar nu odată rămâneam. Cât e de aici până în vamă? Aici sunt vreo 2 km, 1 km, nu știu exact cât de. Dar rămâneam de multe ori cam înaintea vamei, ungurești. Ungurii știau că noi am vândut benzina. Ce ne făceau, ne luau la mișto. Dar nu aveau treabă cu voi, numai așa vă făceau mișto, nu? Exact, exact. A, uite, bă, am în față. Nu e nimeni în vamă. Liber și astă vară, când a fost și era aglomerație în vamă pe la Tnăd, dacă aici la Vârșan nu era nimeni, adică era pustiu, pustiu, n-aveai treabă. Cred că se face vama la unguri pe sensul ăsta și când te întorci, nu? La români. Da, da, da. Că de obicei e vamă comună. Așa e. Bicicleta la vama? Da. Bună ziua! Bună ziua! Da, da. Am intrat în primul orășel după granița cu Ungaria. Giula se numește. Sau în românește Jula, sunt și o grămadă de români aici, o comunitate românească, nu Mugurelu? Așa e. Și în toate și satele din împrejur sunt români aici. Și după Giula urmează Becheșceaba. Aici venea la piață la Giula. Și 2-3 ani după Revoluție, nu? Cam așa au ținut. 92, eu m-am mutat la București prin 92-93 și atunci s-a terminat. Și 94. Da, voi ați mai venit, dar eu 2-3 ani și după aia am plecat la București. Frumos, ce culori de toamnă. Și stațiune balneoclimaterică Giula. Păi sunt ape termale și ca și la noi, numai că ei au exploatat treaba asta și au făcut un strand foarte, foarte mare. Și foarte mulți români care sunt în toată zona, Oradea, Arad, Timișoara, vin aici la băi, 80% genii? Da. Păi, toată lumea când vine aici, toată lumea numai românește. Numai românește vorbește. Deja și
strand era... impropriu spus, că nu e strand, e ca și la Felix, că e cu bazine de-astea termale, nu? Când strand zici, sunt niște bazine normale, dar aici e, sunt băi, de fapt, băile, băi termale. Băi termale. Și, doamna de la restaurant vorbește românește, știi ce frumos, are un accent, zice... Du-te la masă că te strâng eu când, când e gata mâncarea. Și atunci sau zice, îți duc eu blidul. Îți duc eu blidul. Așa, așa cu un accent de română veche. De română veche, da. Și se străduiesc să vorbească cu noi care nu știu, care nu știu să vorbească pe ungurește. Imediat se adaptează și știe să te primească. Da, sunt foarte ospitalieri. Asta cu bullshit-urile astea că ungurii au ceva cu românii sau românii cu ungurii, sunt doar politicienii fac ca să distrag atenția de la alte porcării care le fac ei, dar totdeauna, noi am crescut aici, în zona asta și aproape de, totdeauna a fost, dacă avea o problemă la țară și aveai vecini 10 români și un ungur, ungurul sărea primul să te ajute, întotdeauna, adică n-a existat niciodată conflictul ăsta inventat. Toată Salghiul are 30.000 de locuitori. 30.000? 30.000 are, da. Deci e destul de mare. Da, pe Chișinău are 60.000. Știu că Ineu avea după Revoluție vreo 20.000, dar cum mai are? Cred că 12.000? 9.000. 9.000? Deci jumate. Restul au plecat pe afară toți. Și ce diferență între ultima localitate din România, Vârșant, și prima localitate din Ungaria? Ghiula, foarte mare diferență și de cum arată clădirile și tot ce vrei. Parcă a intrat în altă lume aici. Așa, în case, numai... Nu, e chestie de gestionare a fondurilor și primarul contează și în orașul de Oradea, că e la nivel occidental, Oradea e ca la Viena și ca peste tot. Dacă primarul e cinstit și investește banii pe care îi primește și taxele locale și băia de la București investește cum trebuie, iese treaba. Dacă primarul e hoț și face numai pentru buzunarul propriu și așa... Rămâne în paragină. Da, și la noi la Ineu, de când e primarul ăsta s-a ridicat orașul incredibil de mult. Uite, și cu pistă de biciclete și renovează și cetatea acum și clădirile și asfalt peste tot. Și primăria ce frumos arată. Da, 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 se vede, e om gospodar. Gospodar la casa lui, cloșca 20 de pui. Tu ai venit mulți ani în Bucureli, în Ungaria. Știu că ai făcut bani ca lume aici. Nu mai aici, aici am început. Venea cu femei la piață. Nu trafica femei. Cu femei la piață, nu? Păi cum zice Jenny, venea cu femei erau, să înțelege că făceai trafic. Numai femei erau cu tine în mașină. Bucureli făcea un fel de taxi înainte. Și erau femei care veneau la piață aici să-ți vândă tot felul de, spuneam noi, de prosoape, de lenjerie, de ce mai cumpărau din România și Mugurele lua câte o taxă la fiecare și le ducea femei, până aici. Din patru femei, două erau ungroaice. Și atunci de la Ineu și până în Ungaria, numai îl învăța să vorbească și el. Deci așa ai învățat ungurește, așa nu? Așa învățat. De la babe am învățat. De la babe. Deci nu erau tinere, babe. Fiecare... Păi dacă erau tinere, nu lăsați genii să meargă cu ele. Și fiecare babă avea dreptul la un bagaj. Și baba, una dintre babe, stătea în spate și să nu doarmă mugur, să nu, că era somn la volan. Cum făcea doamna Anta? Tot îți făcea masaj. Doamna Anta stătea în spatele tău și mugurele, mugurețe, nu dormi! Mugurețe, nu dormi! Dar la ce oră mergeați, mă? Dimineața, dar așa somnoros eram pe vremurile alea. Erai tânăr, mugurele, îți plăcea somnul. Tânăr. Veneam o oră, două, eram rupt de somn. Nu știu ce aveam. Imediat îmi ghideam ochii și doamnele mă țineau în priză. Da, era, era o femeie. Și de ce eram așa dormit atunci? Am ajuns la Festivalul Cârnaților. O, dar ce frumos prezentare! Suntem la Ceaba Park. În Becheș Ceaba. Cred că acum se deschide, nu? Da. Cât e ceasul? La ei 8.
Jumate. 9. 9 e la net. Am trecut, era în altă parte. La noi în zonă mai sunt festivalul ăsta, știu că era la Moneasa, festivalul clătitelor, nu? Da, la Moneasa, da, se ținea. Colbaș Festival, așa, asta înseamnă cârnaț, mă gurel? Da, colbaș înseamnă cârnaț. Uite, oalele de pământ. Oale de pământ, mamă, ce fain sunt. Deci acum încerc să-și deschidă, că nu-i acum deschid oamenii, dar arabele. În Ungaria și oalele pe faine. Da, uite, mă zici și tu că nu să ai culorile astea așa de fine. Probabil că se ține și azi, dar mai sunt noi prea dimineață. Da, probabil că aici se ține. Dar puțin mai târziu. Aici ar fi concursul, sigur ar fi. Da, păi uite, sunt tot felul de ringuri de... Cred că și ceva concert. Să țin, sigur, cele de jucărie. Hai să mâncăm ceva, nu? Un langoș, un cârnaț, uite aici, o tarabă cu cârnaț. Ce fain arată. Și salam. Toate sortimentele, cipări. Ce merge? Ce miroase. Am ajuns mai de dimineață la 9 și aici cu o oră în spate. Și o să mâncăm un cârnaț până... Până se deschide restul. Așa de dimineață, în loc de breakfast. Kenyerek ce e mugurel? Pâine? Pâine. Și muștar, nu? Puho, să fie pufoasă. Moale. Moale. Românește. Românește. Știe românește că e patron la Giula, la voi, nu? La Giula, la voi. Vreau să te întreb, nu-i domnul de la Giula, de acolo, de la voi? Giula, lasă. Păi nu, la el mănâncă... Catiușa. Ba da. Mulțumim. 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 Gata, ne-am luat pâine, muștar, cârnați și o să ne mai plimbăm după aia până aia se deschid și restul arabelor. Ia să vedem cum... Hai, Jenica! Cum e? A? Foarte bun! Hai, dar abia m-așteptat să mă cârnaț. De la unguri. Ce mi-ai primit cârnaț?
pita consistentă. Și pita e bună și da. Cârnațul are gust a cârnaț. Prețul este de 1200 100 de grame. Pe 100 de grame, da. Puteți alege dintre avem și deci pentru deci no gluten. Ales no gluten. Vișine, deci no lactose. Desertul cu vișine cu foarte bine arată, foarte frumos. Polul de salam. Le faceți dumneavoastră? Sunt făcute? Da, da, da. De unde sunteți? Eu sunt din Brașov, dar lucrez de 20 de ani. Aici, în Ungaria? Aici. V-ați mutat aici, nu? Da. Și acum, Budapesta, aer, de cel cam nou. Cranberry. Brusinca. Chesinem. Chesinem. Finom. Tutmajarul. Deci, ce vezi? Avem mere și scorțișoare și... Deci ce alegeți? Băi, eu spun... Ziceți. Ce ne oferiți? Hai, bă, la Mifino mă poți nechim. Asta mă știu. Deci, avem batoane din acestea cu căpșuni și de drageuri. Cafe, caramel. Să alegem drageurile astea. Cafe. Ce ziceți? Cafe, caramel. Asta e cu cafea. Deci separat avem wafine cu biscuiți, banane și trandafiri de... Trandafiri de Maroc. Astea sunt drageurile. Astea nu? Da, parcă sunt... Vreau, da. Care vrei, Sorin? Eu vreau unul de ăsta. Unul din ăsta? Da. Mai iau unul, da. Da. Iau și o din asta. Ia, Jenny, ce vrei? Cu cafea asta. Nu, acestea sunt cu cafea. Nu, deci cu mere. Mă dă-ne pungă, să punem mere. Unul din asta. Ia, unul de la unul. Da, nu te. Și asta cu cei? Da, unul cu asta. Ia. Ia, mă. Ia, pune-și una din asta. Monti, deci, dacă cunoașteți... Da, cu bauri și de-aia, bomboane. Nu așa unul din ăsta și gata. Atât. Avem și ceva mai... Nu mai ne trebuie. Elic. Da, ia încă unul de-aia. Mulțumim frumos. Altceva, ce vă mai pot oferi? Citro. Am nici câteva fructe. Ai cumat? Nem. Pistația. Ia unul cu fistic, da. Vrei? Vrei pistacia, da. Asta așa sau... Da, e cu chili. Asta e... E cu chili. Citron, cranberry. Citron e șapă. Asta e faină. Mie îmi plac acum, dacă da. Ia și de aia, Jenny. Uite și din aia. Și alea așa. Nu o spune, aici avem... Apple. Apple. Nu avem cheșaua de la piață. E de mult în Ungaria. De mult în ce? În Ungaria. 30 de ani. De 30 de ani. Uite, sunt cu Bucurel. Le faceți dumneavoastră astea? Da, nu e ușor. Doamne, cunosc de mult. De la Ineu. La Ineu? Da, da. Aici, lângă mama. Da, da, da. Dar parcă era și cu soțul. Și cu el. Și soțul, da. Și pe el cunosc. Da, numai n-a venit, că e bolnav. Da. Am un ajutor, un bețiv, da. Am văzut, ăsta era... Reisec, de dimineață. Da, era biat de tot. Ti is csapat, aki ma eljött, itt van, és itt lesznek, és megmutatják, hogy milyen káposztát és hogyan készítenek.
Na de mielőtt tovább mennénk itt konkrétan a káposzta főzés rejtelmeibe, engedjék meg, hogy a színpadra felkérjem a tisztelt zsűri tagjait, és bemutassam őket, hogy lássák, hogy kik lesznek azok, akik bizony önök között fognak majd sétálni, értékelni, és megnézni, hogy hogyan és miként készül a töltött káposzta. Fogadják nagyon sok szeretettel a színpadon Prohászka Béla urat, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnökét és a zsűri elnökét is egyben. Dr. Rákóczi Attila urat szeretettel köszöntöm színpadunkon, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatóját. Mucsi Balázs Sándor urat, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatóját. Sonkoly Zoltán Jánosnét, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának képviseletében. Rafael János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei igazgatóságának képviseletében. Zakál Dénes, a TOK Ár ABC tulajdonosa. És aki még érkezik közénk, Tomanek Gábor színművész úr, de jelen pillanatban itt a megnyitón nem tud itt lenni, de fog önök közé ő is érkezni, és ő is a zsűri tagja lesz, úgyhogy így még egyelőre a távolban neki is egy tapsot szeretnék majd kérni. És ahhoz, hogy hivatalosan is majd kezdetét vegye a töltött... Am intrat într-una dintre hale, unde producătorii își expun produsele, cârnați de toate felurile. Asta vede, celebra piparca ardei iude. Așa punea și bunica când era mic pe sfoară și atârna la casă. Superici de toate felurile. Uscate. Brânzeturi. Köszönjük szépen, ez nagyon Murături sau ce-s astea? Murături, da. Vedeți ce faină s-o gude. E în coștul ăla. Murături de casă. Ce-i gustat? Chestia în seipă, da? Aici, în capăt, e cel mai aglomerat, unde are șuncile, vezi? Șorțuri de bucătărie. De asta e când bani, când poți stani, și ca colbasă îți benne az ember, akkor ki lehet törölni, de direct ilyen műanyag. Tehát a csípősből, mert vékonyból csípő, erős az vastag. Libanapok, főtéren, Debrecenben megy egy a Libanok. Ah, lesz a Libanapok. Majd szórok meg, hogy csináljunk. Jó. Cheese. Szín. Jumări. Nu te dai cum faci crisul de cu tătul. Am făcut o altă dată, mă gândesc.
Akár be bors, sonka. Csak sonka fájnak. Dobra. Krisa. Și din cam unde a rămas? La Sarmale. La Sarmale? Varză. Doamne, cu miroase. Hol vászol benne?
murături. Uite cum arată murăturile Mugurelu. Haide, caută, dar e felul de mâncare. Perfect arată. Foto cu fermă, cu porci. Se îmbracă Jenny să-și facă poză. Nu, chiar nu vei și provando. Diga, diga. Ce ora aici? Ce zice, Mugurelu? E frumoasă. Frumoasă românca, zis. Ai, românca frumoasă, ha? Și de codă, da, da. Asta a fost festivalul cârnaților de la Bekeșaba. După cum ați văzut, normalitatea este aici în Ungaria. Nu are nimeni mască nici înăuntru, nici afară, nici pe stradă, nici în magazine. Se pare că ungurii au cam scăpat de nebunia asta cu pandemia. Am văzut o grămadă de producători locali, toată lumea e zâmbitoare. Am găsit, spre surprinderea mea, o grămadă de oameni care vorbesc românește și sunt unguri de aici din Ungaria și s-au străduit să vorbească românește cu noi, foarte prietenoși, foarte, foarte amabili oamenii, produse tradiționale, brânză de capră, brânză de oaie, cârnați de toate felurile, cardaboș și șuncă. Am mâncat un cârnaț extraordinar de bun, am avut o companie plăcută pe Jenny și pe Mugurel, ne-am făcut și o poză la studio, ca să nu uităm de unde am plecat și care sunt originile noastre și ne îndreptăm înapoi înspre țară. Vă doresc o duminică minunată și să aveți parte de pace și de binecuvântare. Doamne ajută!